Vremea în următoarele zile nu va ține cu nimeni, temperaturile vor fi cu până la 10 grade mai mici decât ar fi normal. Totuși, vestea bună din partea meteorologilor reprezintă oprirea ploilor și a vântului puternic. Odată cu creșterea presiunii atmosferice, soarele este tot mai îndrăzneț, dar în majoritatea regiunilor norii încă trenează și lasă ploi slabe pe arii restrânse. Joi noapte, valorile vor fi cuprinse între 0 și 2 grade Celsius și vineri tot de vreme rece vom avea parte, chiar deosebit de rece pentru prima decadă a lunii octombrie. După o dimineață rece cu temperaturi negative și brumă, la amiază meteorologii prognozează maxime până la 11 grade Celsius. Norii mai strâng rândurile doar din când în când, dar vremea e plăcută în general, cu intervale însorite și vânt fără excese. Vântul va bate în medie cu viteză de 5 km pe oră. Presiunea atmosferică va avea o valoare în jur de 768 mm coloană de mercur, iar umiditatea 78%. Apele Dunării sunt în scădere cu 5-15 cm, cota probabilă 93 de centimetri.